puțin de 24 de ore, tot în aceea zonă, în afara localității Daia, s-a produs un alt eveniment nefericit. De această dată, șoferul unui autovehicul a părăsit partea carosabilă, a intrat în șanț, iar cei doi pasageri aflați în acel moment în mașină au decedat. La câteva ore după accidentul care s-a produs aseară în aceeași zonă, mai exact la ieșirea din localitatea Daia, s-a petrecut un alt eveniment rutier, de această dată mult mai grav. Doi bărbați, tată și fiu, în vârstă de 76, respectiv 41 de ani, au murit după ce autovehiculul a părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț. Și de această dată viteza excesivă și-a spus cuvântul. Anchetatorii nu iau în calcul ipoteza că șoferul ar fi adormit la volan, pentru că, din spusele cunoștințelor, acesta ar fi avut o conversație cu soția sa la telefon cu puțin timp înainte de producerea accidentului. Doi am fost anunțați de accident de circulație azi de dimineață, în dimineața acestei zile. Posibil să fie evenimentul rutier să fie de azi noapte, având în vedere faptul că mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile undeva pe câmp, nu a fost observată de nimeni. Acum dimineața a fost observată, echipajul de poliție rutiere, observând existența acestei mașini pe câmp, a mers să vadă ce s-a întâmplat sau să vadă despre ce e vorba, în momentul în care au găsit cele două persoane decedate în ea. Cei doi pasageri nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire pentru că au decedat pe loc și au fost găsiți pe câmp în mașină la câteva ore după producerea accidentului. La fața locului s-au deplasat echipajele ambulanței și descarcerarea, însă au putut să constate doar decesul victimelor. Victimele au fost preluate de o mașină din cadrul Serviciului de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. În continuare, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment.